Domnului doctor Ioan Opriș, în vârstă de 79 de ani, s-a făcut rău în cursul serii de 7 octombrie 2013, în jurul orei 18 și un sfert, după ce a jucat o partidă de șah. Colegii fiind îngrijorați, au chemat ambulanța care a început manevrele de resuscitare, care au durat timp de o oră, iar decesul a fost declarat la ora 19 și 20 de minute. Bună seara, ce s-a întâmplat? La club, la noi, în timpul jocului, la un dintre pensionari s-a făcut rău și a mers la baie. Și la baie am așteptat să se reîntoarcă și nu s-a întors și s-a dus colegul care juca să vadă care e situația. Și era răzmat de perete, s-a văzut că are ceva boală, l-a pus pe un scaun și a mai chemat pe cineva care e medic veterinar și el și zice, nu, are probleme preinfarct. Sună la salvare și foarte repede a venit salvarea. Și de acolo încolo l-a luat și l-a pus jos pe beton. Și pe noi ne-au scos afară în anticamera aia la WC-ul acolo jos. Și pe noi ne-au scos afară, nu ne mai stase. Și apoi a venit a doua salvare și ce-au făcut? Nu mai știu. Resuscitări și lucruri. Dânsul a avut și paibas și simulator. Și probabil că astea, din cauza lor, nu au putut să-i facă resuscitare.